Mergem mai departe. Am terminat cu boxul, două meciuri interesante. Dar nu e așa când spunem Pure Mateus, când spunem Coloseum, până la urmă spunem kickboxing. Marius Timofti este cel care intră acum la 70 de kilograme. Din Chișinău, din Moldova. Garuda Fight Club e clubul său. Maxim Bejanuță este antrenorul său. Moldovenii au intrat, ne-au obișnuit mereu cu intrări frumoase în ring. Și Timofti e unul dintre ei. Muzică potrivită. ...19 ani. E debutant. Debutant la profesioniști, așadar, Marius Timofti. Garuda Fight Club. Din Baia Mare, România, Florin Orzac va fi adversarul moldovenului aici. Alfa MMA din Baia Mare este clubul. Ionuț Rogoz, antrenorul. Și o melodie pe care am mai tot auzit-o la intrările în ring, care cred că mobilizează. Aproape 1,90 m la 70 de kilograme. Nu e ușor. Revenim așa de la kickboxing. Moldovenii au arătat mai mereu lucruri frumoase. E o școală de luptă acolo de kickboxing puternică. Ba chiar cred că aș putea spune că sunt mai multe școli. Sigur, apropierea de Rusia a arătat întotdeauna bine în această ramură. Sunt doi băieți care încearcă să-și dovedească lor că și nouă în același timp că pot face față în lumea asta atât de dură, care nimeni nu face cadouri. Orzac prezentat și el. Mai înainte a fost Timofti. Și suntem gata pentru prima repriză. Doi băieți la început de drum, așadar. Doi băieți care vin cu mari speranțe aici pentru a încerca să-și facă un drum în lumea asta atât de dură. Just get back and continue the fight. I say stop the fight, you stop the fight. Okay? I wish a good fight. Arbitrule spune-le rapid cât cele mai importante reguli, pe celelalte le știu eu oricum. Le sunt prelucrate, oricum înainte de fiecare gală. Start așadar în super fight-ul de la 70 de kilograme. Timofti mai scund, moldoveanul, față în față cu Florin Orzac, 1,88 m la 70 de kilograme. Interesant. Duc
deocamdată lovituri de picioare. Serie bună pentru Timofti. Orzac încearcă o lovitură la picior chiar în zona buricului acolo, în zona abdomenului, un pic deasupra centurii. Foarte rapid în tot ceea ce face moldoveanul, cu serii foarte, foarte... serii de mitraliere, aș spune, atunci când dă drumul la pumni. Ia să vedem. Iată, trei lovituri. A doua a fost mai puternică, o directă la corp. Lovitura de cu piciorul din întoarcerea lui Orzac s-a văzut, așa încât eschiva cu pas înapoi a fost foarte simplu de făcut. Orzac încearcă să țină centrul ringului, să ia inițiativa. L-ar ajuta dacă ar lovi mai mult, dacă n-ar sta prea mult în fața adversarului, pentru că iată replica vine. Până își gândește Orzac acolo atacul, fie e ușor de... Oh, alunecă acolo Timofti. Merge mai departe. Cam lași loviturile aici. Orzac în gardă, atent la lovitura asta înaltă. Pune bază Orzac pe lovituri de picior, joase sau la semi-înălțime. N-a dat drumul prea mult la brațe, încearcă să stea închis în garda aia, prin care să evite loviturile. Periculoasă încercarea moldoveanului, dar nu și-a atins ținta. Bună serie aici. Iată, croșeu și lovitură înaltă de picior, dă drumul la croșeu, Orzac încearcă să se apere, dar garda aceea în care e atât de preocupat în a se apăra, îl lasă fără posibilitatea de a lovi. Replica vine un pic mai încolo. Da, scăpat proteza Timofti, cred. Ea nu trebuie pusă direct, ci trebuie clătită, trebuie spălată un pic. Nu poți să o iei chiar de pe jos, să o bagi sportivului în gură. Iată momentul de curățare a protezei. Time. Fight! Orzac e foarte atent să nu primească. E prea preocupat de apărare și nu atacă în momentele în care ar putea să o facă și de aceea Timofti prinde curaj, e mai energic și reușește să lovească chiar cap. Fight! Epizodul începe acum. Vă reamintesc, sunt în fața dumneavoastră doi debutanți, așa încât cred că trebuie să fim îngăduitori cu ambii, pentru că sunt la începutul unui drum care poate fi ori foarte scurt, ori, așa cum și-l doresc ei, plin de victorii, de succese, de lumină. Frumoasă încercarea lui Orzac aici, acea lovitură înaltă de genunchi din săritură, și a dat seama că dacă stă numai în gard acolo,
nu poate să evite absolut toate loviturile odată. A doua chestie ar fi că oricum trebuie să atace și el, trebuie să puncteze și el. Și iată, acuză o lovitură joasă, iar arbitrul îi face semn lui Timofti să ridice un pic ținta. Are nevoie de un pic de refacere? Right. Okay. Fight. Mergem mai departe în această repriză, am trecut de jumătatea ei. Timofti încearcă din nou să-și dezvolte atacurile, dar îl văd un pic mai precaut. În permanent schimb, stânga-dreapta, încearcă să nu fie o țintă ușoară, dar loviturile de picioare ale lui Orzac încep să fie un pic mai precise, încep să-și găsească ținta și asta înseamnă că și moldoveanul se va deplasa mai încet dacă lucrurile stau așa. Bun brațul stâng ridicat acolo, pe dreapta adversarului pentru Orzac, care încearcă să-și găsească un pic cadența. Nu găsește răspuns însă la aceste serii de lovituri, se înghesuie el parcă sub brațele sale încercând să scape aici de lovitură, nu știu dacă asta e cea mai bună soluție. Bine blocat Orzac de data asta, numai că iarăși rămâne dator în ceea ce privește atacul. Un doi în garda lui Timofti, lovitură de picior destul de bun acolo. Ambii lovesc în același timp cu piciorul, dar nimeni nu și-a atins ținta. O dreaptă nimerită bine acolo de Timofti, care încearcă să profite, dar din păcate pentru el, dreapta a fost chiar pe foarte aproape de gongul de final al rundei. Orzac părea că a trecut cu bine peste repriza asta, dar ultimele secunde n-au fost atât de fericite pentru el. Ne vedem câteva schimburi de lovituri dintr-o repriză a doua, ceva mai echilibrată, cred eu, decât prima. Doar că finalul a fost unul foarte bun pentru moldovean. Nu știu dacă vom surprinde chiar lovitura aceea din final. Aici am eu lovit cu piciorul, dar n-au avut succes. Ringul este liberat pentru ultima repriză. Time. Fight! Cred că cei din delegația Moldovei care au venit până aici la Dej și încurajează acolo sportivul la fiecare acțiune. E un băiat curajos, un băiat care are inițiativă și asta nu-i deloc un lucru rău pentru debutant. De cealaltă parte, Orzac aș spune că încearcă să fie prea corect în ceea ce face. El vine ca la antrenament, în gardă, cu lovituri de picior. Aici un genunchi care poate fi periculos. Atenție, nu și-a atins să ținta lovitura de picior. Foarte bună dreapta asta pe săritură. Ca în film, aș putea spune. O dreaptă lungă, cu o săritură bună pentru Popovici. Pentru Timofti, mă scuzați. Orzac încearcă să țină centrul ringului, încearcă să dea drumul la lovituri. Iată o stângă, pentru prima dată bine aruncată, căutând acolo ficatul adversarului. Aceleași lovituri de picioare destul de bune, dar fără urmări evidente, nu l-au încetinit pe adversar. Iată care lovește din nou cu dreapta. Dreapta intră ușor. Dreapta asta ajunge parcă prea ușor la capul adversarului. Bună lovitura asta din întoarcere. Are segmente lungi. Orzac poate ajunge în locul din care Timofti nu se așteaptă. Ne apropiem de ultimul minut al acestei lupte și ce îmi place în lupta asta e că ea devine mai frumoasă
odată cu trecerea timpului, Orzac, aș spune că a crescut un pic nivelul, dar în continuare e luat la întrebări serioase de acest Timofti și cred eu că e numărat aici. 2, 3. Parcă nu-i de acord cu numărătoarea Orzac, doar că el spune că s-a plecat după ce? După proteză, dar nu scăpase proteza. Mă rog, a fost o lovitură joasă, dar au fost mai multe lovituri acolo și arbitrul, în momentul în care Orzac aproape că s-a pus la podea, a fost obligat să numere o lovitură din întoarcere în abdomenul adversarului acolo, foarte bună. Astea sunt lovituri periculoase, mai ales dacă le prinzi cu călcâiul acolo, poți să prinzi ficatul adversarului și să închii lupta. O prinde încredere Timofti și arată lucruri excelente. Lovituri foarte înalte de picior pentru, ținând cont de diferența de înălțime dintre cei doi, lovituri care chiar își ating ținta. Nu și ultima, dar au fost altele până atunci. Orzac începe să riște mai mult, își dă seama că dacă nu dă din brațe sau din picioare, nu are șanse, dar cred eu că lupta asta nu se încheie bine pentru el. N-a fost chiar rău pentru Orzac, dar a avut un adversar energic, un adversar tehnic, n-ai zice că Timofti e debutant. Și tocmai de asta spun că și Orzac s-a descurcat destul de bine în fața unui adversar, cred eu călit mult prin Republica Moldova pe acolo, prin tot felul de gale organizate de ei. Băiatul ăsta nu arată debutant la profesioniști. Sigur, a învățat multe și cred eu că va obține victoria aici la Prometheus. Așteptăm decizia, apoi vom trece din nou în studio pentru publicitate. Hai să vedem cine e câștigătorul. În opinia mea, moldoveanul, dar surprize pot apărea. Vine decizia. E în unanimitate decizia. Da, victorie meritată pentru Marius Timofti, care a arătat multe lucruri frumoase. Nici Orzac n-a fost rău, dar mai bun Timofti. Pauză pentru publicitate, vom reveni. Trecem în cea de-a doua parte a acestei gale.